Tehnici de lucru combinate în realizarea decorațiunilor cu fluturi din diverse materiale. Fluture tridimensional prin tehnici de lucru combinate. Această activitate vizează competențele specifice 2.1, 2.3 și 2.4 din programa școlară. Scopul acestei activități este acela de a realiza un obiect decorativ din hârtii gumate, simple sau cu sclipici. Iată care sunt materialele necesare. Hârtii gumate de diverse culori, ștrasuri decorative sau năsturei, mărgeluțe colorate, un șnur decorativ de 2 metri sau betișoare de bambus. Uneltele de lucru sunt următoarele: marfecă, creion și un pistol de lipit cu baton de silicon. Etapele de lucru specifice tehnicilor combinate sunt următoarele: confecționarea șabloanelor din carton, desenarea după șablon, decuparea după contur, asamblarea și expunerea. Confecționăm șabloanele prin imprimarea celor 3 piese componente la imprimantă și apoi le decupăm cu ajutorul foarfecii. Pe o hârtie gumată simplă, conturăm cu ajutorul șabloanelor aripa mare și corpul fluturașului. Pe o hârtie gumată cu sclipici, conturăm cu ajutorul șablonului aripa mică. Apoi decupăm după contur cu ajutorul foarfecii toate cele 3 piese componente. Asamblarea fluturașului se face prin lipirea celor 3 piese componente prin suprapunere. Personalizează fluturașul cu ștrasuri. Confecționează mai mulți fluturași din diverse culori. Lipește fiecare fluturaș pe un șnur decorativ la distanțe egale. Combina armonios culorile. Expune decorațiunea pe un perete, în clasă sau în camera ta. Poți transforma fluturașul într-o decorațiune pentru biroul tău, lipindu-i pe versul un bețișor. Expune fluturașii. Îți mulțumesc pentru atenție. Gemento.com